Salutare lumea, eu sunt Cristi și bine v-am regăsit la un episod din Cristi Reacționează. Dacă mai doriți episoade, v-aș ruga să nu uitați să apăsați pe acel buton de like și astăzi să reacționăm la minunăția aceasta pe care o priviți în fața dumneavoastră. O, Doamne, nu pot să cred așa ceva. Vlad Alexandrescu și arată pentru prima dată iubita pe internet, să spunem. Nu-l urmăresc eu pe Vlad Alexandrescu, nu prea știu eu ce face, dar mi s-a părut super, super interesant să vizionăm acest videoclip împreună. Bineînțeles că nu o să ne uităm la tot pentru că este mult prea lung, dar o să reacționăm așa puțin la o parte din el, să vedem prin ce trebuie să treacă săraca fată. Și bine, nici nu o să iau apărarea fetei pentru că o și cunosc. O să vă explic puțin mai multe în continuare, dar haideți să-i dăm drumul la această reacție. Nu uitați, dacă mai doriți și voi în continuare să reacționăm la diferite lucruri, să apăsați pe butonul de like. Și da, hai să vedem ce naiba o să se întâmple în videoclipul ăsta. O să-mi urtim de roata miserelor, să luți! Guys, astăzi o avem cu noi aici, pe iubita mea, Denisa! Sunt obligată să fiu aici. Acum, probabil! O, Doamne, o, Doamne, o, Doamne, o, Doamne, 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 Doamne. Deci puteți să-mi permite să dau dislike la videoclipul acesta de acum. Deci... Nu, nu dai, nu dai, nu dai. Se vede clar că nu vrea să fie acolo. Deci omul ăla e în complet extaz, face nu știu ce, face, e... Băi, fata aia zice... Sunt obligată să fiu aici, gen la modul pe față, direct, o zice, nu are, și clipurile lui ăsta sunt scriptuite, nu știu cum să vă explic. Că vă întrebați cum am reușit eu să am o iubită așa de frumoasă. What the fuck, de ce a spus cum am reușit să am o iubită așa frumoasă, ea era așa, tot timpul ăla. Mamă, deci se vede, în primul rând, deci cred că e momentul să vă spun niște lucruri despre fata asta. Fata asta a fost cu unul dintre tovarășii mei și... Vreau să vă spun că este materialistă rău de tot. Știu că nu este ok să dau din casă, dar e atât de materialistă. Oare de ce credeți că este cu băiatul ăsta? Oare de ce credeți că este cu imbecilul ăsta de copilul? Și se și vede pe fața ei că e obligată să stea acolo și că pur și simplu stă cu el numai pentru bani. Adică cât de stă și se gândește și ea, ai mă frate, cât îmi ia să-l suport pe ăsta? 20 de minute, jumătate de oră, o oră, un an ca să ia din bani. Foarte puțin. Așa sunt fetele, sunt materialiste. Părul este că nici eu nu știu, dar am două teorii. Unu, îi plac banii și doi... La modul ăsta o modă pe față, deja știe, deja știe că fata asta este cu el pentru că îi plac banii. Și normal că ăsta e singurul motiv, n-ai cum să fii cu copilul ăsta, uite-te la el, gen, ce față are și cum se comportă pe interior. Eu nu știu cum poate să iasă pe stradă copilul ăsta. Este robot! Să știi că te aud, sunt chiar aici. Oh, are auzul foarte dezvoltat. Poate chiar este robot. Acum! O, Doamne, ce pe față, Doamne, Doamne, cât de jenant poate să fie. Eu nu știu cum puteți să ieșiți amândoi pe stradă după videoclipurile astea. Adică, bine, Vlad Alexandrescu e la alt nivel, dar fata asta automat și-a asumat că o să apară într-un videoclip de genul, adică acum 4 zile s-a scos clipul ăsta și 500 fucking de mii de vizualizări s-au strâns la videoclipul acesta. Bravo ție! Bravo frate, faci vizualizări, ești tare, dar voi nu vă realizezi că vă vede lumea? Cum mai ieșiți pe stradă? Doamne, cum suportați să vă arate oamenii cu degetul pe stradă, să spun, uite pe fraierii aia care se filmează cu rata sau cu nu știu ce. Doamne ferească, nu. Și dacă faceți challenge-uri de genul, făceți-le ca lumea, bă, băieți. Făceți-le și voi să fie reale, nu... Nici n-am cum să-i spun la videoclipul ăsta. Deci, na, asta e tot ceea ce spun. O să învârtim de roata miserelor, unde avem chestii nașpa ca... O, în cap! Distruge! Și despărțire! Ce, Vlad? Nu ai zice că e așa de rău despărțirea? O să mă... O, Doamne, o, Doamne, o, Doamne, o, Doamne, o, Doamne. De ce e totul pe față? What the fuck? Deci, în primul rând, că fata asta stă cu el doar că este materialistă și că îi plac banii, o mai dă și pe față, adică omul ăsta e... Mamă, 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 nu pot să cred așa ceva.
Oh my fucking god. Na, probabil mulți dintre voi deja am lăsat în secțiunea de comentarii, dar stai mă Cristi, tu n-ai făcut piesă cu el și cu Vlad și cu nu știu ce și cu Vlad fiind fratele meu. Nu, fraților, noi am făcut piesa asta ca să vă și spun sincer și de ce colaboram cu el, pentru că vă zic acum sincer că omul am crezut că este mult mai de treabă în realitate, că putem vorbi cu el, că e doar un personaj, că nu știu ce. Nu, omul e super autist în viața reală, e la fel de tâmpit cum îl vede și pe net. Și n-ai ce să faci cu el. Și poate mă întrebați de ce am făcut-o. Pentru că de asta, vizualizări. Era omul pe val atunci și am zis hai mă să profităm cât de mult putem de asta. Pentru că asta trebuie să faci cu omul. Omul nu e bun de prieten de ăstea. Omul trebuie să fie bun de profitat, frate. Și asta ne-am gândit noi că e cel mai bun lucru să faci la momentul actual. Și poate sună destul de malefic sau ciudat că vezi doamne am profitat de el sau nu știu ce. Oameni buni, n-aveți cum să aveți milă pentru copilul ăsta. Nu, să-l cunoașteți în realitate, vă rog frumos. E oribil omul, e... Na. Prepacă, nu am auzit asta. Dar avem și chestii bune ca pupic. Dezbracă-te. Și... Dezbracă-te. Mamă, se dezbracă. Doamne ferește, doamne, și ai văzut, ați văzut cum a făcut și fata asta și nu cred că era din script, sunt 100% convins că nu era din script să spunea, adică, oh my god, nu, n-ai cum, n-o dai cu băieții ăștia. Și sărut! Ce Vlad, sărut? Cum adică sărut? Asta nu se încadrează în categoria lucrurilor bune. Poate pentru ea! Sper să nu pice asta! Eu da! Dacă pică aia, eu renunț! Doar imaginați-vă să zică gagică ta asta despre tine. Să ai o gagică. Știu că e totul scriptat. Nu știu de ce a scriptat omul. Nu știu de ce a făcut el scenariul clipului să fie așa. Doar e iubita ta până la urmă. Să faci în așa fel încât ea să spună gagică ta că nu e un lucru bun să te săruci, că doamne, fuck that shit. Na, nu dai cu oamenii ăștia. E doamne, pe față copila asta e cu el pentru un singur, pentru două motive, care bani și că n-ai cum să fii cu ăsta. Uite-te la el ce față are. Oh my fucking god, nu există așa ceva. 3, 2, 1 și stați o secundă toată lumea. Dați un like dacă vreți să mai fac videouri cu Denisa. La 20.000 de like-uri ne întoarcem cu un video. Eu nu știu cum ca fată poți să stai lângă un băiat ca ăsta și nu știu să-ți inspire protecție, bărbăție. Hai frate, că stau, uite, are șarmul lui, are carismă, are vrăjeală, știți voi fetelor despre ce vorbesc. Dar copilul ăsta ce are în afară de bani? Ce poate să-i ofere în afară de bani? Cum ajungi să vorbești cu el și să te agațe? Exact, n-ai cum, pentru că îl știu pe om în realitate, n-ai cum. N-are ce să-ți placă la el decât, na, că are abonați, că e cunoscut, să spunem că are bani. Asta e, na, nu am de ce să mă chinui. Chin de haine, jo! Vlad, nu vreau să pun hainele tale pe mine, eu nu mă ating de ele. De ce? Nu le speli niciodată. Da, recunosc, dar haine, frățioare! Denisa! O să trebuiască să ne schimbăm și le... Da, mulțumesc de ad. Viața e puțin diferită acum. Da, stați să închid adu. Da, bravo Alexandrescu, ai făcut niște bani în secunda asta. Gen, dacă așa spun regulile, cred că da, adică nu am făcut eu regulile astea. Ce naiba? Nu-i stă așa de rău? Da, pentru că mie îmi stă bine în orice. Yo, e ca și cum sunt în
în hainele unui bebeluș aici. Mi-e frig și mi-e rușine. Ah, cred că am auzit o ruptură la pantaloni. Acum Denisa o să rotească de roată. Te rog, nimerește schimb de haine. O să vă închei suferința în momentul de față, că nu mai are niciun sens să ne mai uităm la videoclipul acesta, sunt 100% sigur. Deci am reacționat la fucking 3 minute. Doar la 3 minute și videoclipul acesta are 20. Dar pur și simplu e atât de dureros să mă uit la videoclipul ăsta, nici nu, deci nivelul de prostie iese, deci, na, îți... Doamne, nivelul de prostie pe care mi l-a dat videoclipul acesta pur și simplu a ieșit pe geam, e în tavan, a explodat în toată camera, nu, n-ai cum. Adică, să fim serioși, mai bine mă uit la Am jucat Among Us cu Dorian Popa. Zăsami, like, te rog frumos. Da, mă, fraților, păi cam atât să fie și cu acest episod de reacție, vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la reacția mea și voi, sunt foarte curios, voi ce părere aveți despre Vlad Alexandrescu și cu gagica sa, care sigur este pentru el, este cu el împreună pentru că îl iubește foarte mult și pentru că el este un băiat tare iubitor. Deci în niciun caz pentru bani. Ok, fraților, v-am pupat. O seară plăcută.